Hei, Bună. poți să-mi ții ușa deschisă la baie, te rog? De ce? Doar te rog. Ok. Doar stai acolo. Ce faci? Stau. Ciudatule, tu ce faci acolo cu ușa deschisă? Chiar vrei să vedem tot ce faci? Și tu de ce stai aici? Nu, doar stau, nu fac nimic. Stai aici așa, pur și simplu? Păi, așteptam să se sune și m-am așezat și eu aici. Și de ce ai venit chiar aici? Era întâmplător lângă baie sau ce? Nu, am venit de la baia fetelor și am stat în pauză, m-am rezemat lângă ușa asta, atâta tot. Dar ia, lasă-l să-și închidă ușa singur. Hai că-l ajut eu. Auziți? Am o idee. Hai să-i facem lui Erica o farsă în 1 aprilie. Larisa, vrei? Nu știu ce să zic. Ei, tu nu vrei să recunoști că îți place să-l ajut, de fapt. Hai, dacă ești de partea noastră, o să o faci. Păi, dar nu mai bine o faceți voi? Nu. Păi, dar tu ai venit cu ideea. Nu contează, o faci sau nu? Bine fie. Ok, deci, Larisa, iei o foaie, scrii pe ea, lovește-mă și o lipești pe spate. Da, uite, îți dau eu o foaie. Ce faceți? O farsă. Nu ne putem. Dar n-avem cu ce să o lipim. Ia guma mea. Hei, ciudatule, te-ai întors de la băiță deja? Îți place să stai la baie cu ușa deschisă? Hei! Hai, Raisa, lipește data asta. Au! 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 Ce problemă asta ai știți? Nu te-ai primit niciun fel de noi? Oricum tu ai cerut-o. Au! Au! Bună ziua, copii, gata pauza, nu sunteți? La... Da, da, bine. Pot să mă duc la baie? Da, e ridiute. De ce râdeți? Săracul are autism. Chiar așa? Profa, de ce e autism? E complicat. Trece ora, prea multă vorbărie. Haideți să începem. Deschideți manualele la pagina... Auzi, ce e autism? Ei, nu aude bine. 27. Băiatul s-a mutat de la școală. Nu s-a mai auzit nimic de el, iar eu n-am avut șansa vreodată să-mi cer scuze pentru ce am făcut. Nu conștientizam ce impact are comportamentul nostru față de persoanele cu nevoi speciale până când avem un caz apropiat în familie sau în cercul de prieteni. Nimeni nu ajută acești copii și discriminarea lor în școală este trecută cu vederea, pentru că profesorii și elevii nu sunt pregătiți în a ști cum să se comporte cu ei. Așa că totul se rezumă la un astfel de copil nu are ce căuta într-o școală de stat, să se ducă la școli speciale. Este timpul să ne gândim ce putem face ca școala să fie inclusivă pentru toți.
Hei, poți să-mi ții ușa deschisă la baie, te rog? De ce? Doar te rog. Ok. Doar stai acolo. Ce faci? Stau. Ciudatule, tu ce faci acolo cu ușa deschisă? Chiar vrei să vedem tot ce faci? Și tu de ce stai aici? Nu, doar stau, nu fac nimic. Stai aici așa, pur și simplu? Păi, așteptam să se sune și m-am așezat și eu aici. Păi, și de ce ai venit chiar aici? Era întâmplător lângă baie sau ce? Nu, am venit de la baia fetelor și am stat o pauză, m-am rezemat lângă ușa asta, asta tot. Dar ea lasă-l să-și închidă ușa singur. A, uite că-l ajut eu. Hei, ce se întâmplă? Nu vezi ce face? M-a rugat Eric să-l ajut să-i țin ușa deschisă. De ce să-l ajut? Da, e clar că are nevoie de ajutor, nu poate singur. Da, ați văzut cum se comportă și în clasă, e clar că nu e stare să facă nimic de unul singur. De ce e problema dacă ține ușa? Da, care e problema dacă stau aici? Tu, ca fată, să stai în fața băii băieților? Dar vi se pare vouă că se vede ceva? Da, 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 se vede! Pentru că vă uitați! Exact, nu e nevoie să faceți atac alt. Bine, hai să plecăm în clasă și să le lăsăm să-l da, exact, să nu poate singur. Oricum s-a sunat. Eu zic să facem până la urmă așa cum am zis, da? Cam fiecare an. Da. Hei, ciudatule, te-ai întors de la baie deja? Ia uite, nici nu-ți răspunde. Poate doar se face că nu te aude. Băi, dar ce aveți cu el? Da, e foarte urât, potoliți-vă. Nu v-ați plictisit? Nu, nu cred. Vedeți-vă de treaba voastră. Larisa, dacă vrei să demonstrezi că nu ești prietena cu ăla... Ce să demonstreze? Nu trebuie să vă demonstreze vouă nimic. Ok, atunci ne descurcăm singure. Hai. Ce faceți? O glumă facem, Larisa. E urât. Glumele ar trebui să fie amuzante. Încetați. Nu știu și voi de glumă. Dar e foarte urât ce faceți. Aoleu, dar îmi pare rău că nu știți voi să vă distrați. Nu e distractiv să faci mișto de alții. Opriți-vă! E, noi lovim oricum și fără foaia de pe spate. Exact. Au! 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 Ce se întâmplă aici? Ce e asta? Acu' e asta? E mea, e ce mea. Se pare amuzant? E 1 aprilie, profa. Și dacă 1 aprilie ce? E doar o farsă. Nu glumești și dumneavoastră. Ți se pare amuzant? Mie nu mi se pare amuzant. Dar tot mie nu mi se pare ok ca el să stea la baie cu ușa deschisă. Dar nu se vede nimic, voi v-ați uitat. Voi nici nu știți motivele lui. Da, exact. Da. Pot să mă duc la baie? Da, du-te. Da. Pot să mă duc și eu la baie? Du-te și tu. De ce râdeți? Chiar nu e nimic de râs aici. Trebuie să știți că există persoane care trăiesc cu tulburări din spectrul autist. Sunt tulburări complexe care apar în dezvoltarea copiilor. Și sunt oameni care trăiesc cu asta. Ei se raportează diferit la lumea exterioară pentru că sunt foarte atașați de lumea lor interioară. Și, din păcate, în societatea noastră, din cauza lipsei de cunoaștere, sunt discriminați. Pentru ce? Pentru că sunt diferiți. Dar dacă am îmbrățișat diferențele, am observat ce abilități uimitoare au ei față de noi, care nu le avem. Ei percep culorile și sunetele și atingerile mult mai puternic decât noi. Au o memorie incredibilă și sunt foarte, foarte atenți la detalii. Și chiar dacă sunt diferiți,
merită la fel de multă iubire și la fel de multă atenție, ca noi toți. Ați văzut ce scrie la pagina 27? În manual? O citesc eu. Printr-un punct trec o infinitate de drepte. Noi putem vedea un punct dintr-o infinitate de unghiuri, așa cum putem vedea un om dintr-o infinitate de feluri.